Opa! Dar ce avem noi aici? Domnul Mircea Joan a fost chemat astăzi la DNA să dea declarații în dosarul lui Marean Vanghelie, ci că în calitate de martor. Aveți grijă cu această calitate de martor, domnule Joană, știți cum e? Dacă nu spui ce vor procurorii, calitatea de martor se poate schimba imediat. Mi-a plăcut însă cum au prezentat unele televiziuni știre. Vorbim despre un dosar în care sunt cercetate mai multe persoane, un dosar în care Marean Vanghelie este reținut de aproximativ 2 luni. Joană, Mircea Joană este martor în acest dosar. Cum? Suspiciuni? Cum adică suspiciuni? Deci există și vreun alt motiv care să-i fi adus împreună pe doi oameni atât de diferiți? Pe bune, e ca în cazul unui alt Mircea, Băsescu. Își închipuie cineva că Mircică i-a botezat copilul lui Bercea Mondial pentru că îi plăcea de el? Că aveau subiecte comune de discuție? Crede cineva că Joana a acceptat să se afișeze toată ziua cu Vanghelie pentru că îi plăcea de calul lui Marean din sufragerie? Mai aveți să-mi spuneți că plăteau nemțește când ieșeau la masă. Oricum, domnul Joană pare cam supărat. Of, domnule Joană, mi-e milă, pe bune. Dacă nu v-am fi spus aici de atâtea ori să stați în banca dumneavoastră, să nu mai vânați funcții înalte urcându-vă în cârca unor băieți ca Sorin Ovidiu Vântu, ca Marean Vanghelie. Noi am vorbit, noi am auzit. Mă rog, într-un final a ieșit de la audier domnul Joană. Am dat curs invitației făcute pentru a face o depoziție în calitate de martor. Fiind vorba de o speță penală care nu este în faza publică, sunt singurele elemente pe care pot să le fac în acest moment. Nu este vorba despre dosarul lui Marean Vanghelie? Da, domnul Mircea Joana a fost astăzi cu declarațiile așa cum e cu banii. Foarte, foarte zgârcit. Domnule Joană, în legătură cu acea calitate de martor în care ați fost chemat la DNA, v-ați uitat bine pe hârtii pe acolo, domne? Să nu fie, Doamne, păzește, martor în sensul că erați acolo când v-a dat domnul Vanghelie niște bani. Știu eu.